În perioada 2006-2008, guvernul a emis mai multe ordonanțe de urgență prin care salariile angajaților de la stat erau majorate cu procente cuprinse între 5 și 11%. Nu toți bugetarii au beneficiat însă de aceste indexări. Printre cei care au rămas cu salarii mai mici s-au aflat și jandarmii. Noi am considerat că le sunt aplicabile, având în vedere articolul 38 din legea salarizării personalului militar. Acest articol spune că soldele sunt brute și urmează să fie indexate în funcție de reglementările salarizării la nivelul bugetarilor. Tribunalul Cluj a hotărât că cei 20 de jandarmi au dreptul la indexări și a dispus ca solda lor să fie majorată cu aproximativ 23%. În plus, instanța a dispus și plata retroactivă a sumelor pe ultimii 5 ani. Consider că poate să fie de ajutor atât celorlalți jandarmi, cât și altor categorii care nu au beneficiat de anumite indexări. În primul rând, personalul militar, personalul din Ministerul Administrației și Internelor și alte ministere din subordinea guvernului. Hotărârea Tribunalului Cluj nu este încă definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Cluj. Conducerea grupării mobile de jandarmi a refuzat să facă vreun comentariu pe acest subiect.